Principalele soluții pe care le puteți avea ca să vă puteți ajuta copiii care nu vorbesc. Primul rând, accesați cursul meu gratuit, ajutați copilul să vorbească, să se joace și să fie liniștit, astfel încât să aveți ca o primă evaluare dumneavoastră, după care mergeți la medicul psihiatru, apoi la psihologul clinician, apoi la un specialist, pe parte de structură, de implementare unor obiective clare, concrete, strategice pentru a-ți ajuta copilul să recupereze ceea ce nu știe în momentul acesta. Apoi, după ce ți se structurează planul, cerei celui care ți-a structurat planul să ți-l explice, apoi să-ți predea minim 9 tehnici pe care le veți învăța și în cursul meu de limbaj mic. Și după ce vă explică toate acele tehnici și vă învață cum să le aplicați, după aceea va trebui să lucrați dumneavoastră personal cu copilul între 2 și 6 ore, 8 ore pe zi de terapie. Cu predare în mediul natural, cât mai mult, există copii la care, din păcate, nu funcționează doar predarea în mediul natural. Dacă, de exemplu, are 6 ani sau 5 ani și el se dă cu capul de pereți sau dacă nu știe nici măcar să imite, s-ar putea să fie nevoie să fii mult mai structurat cu el și să fii într-un mediu mult mai cu structură și mult mai rigid, cu ghilimelele de rigoare. Da? Iar după ce aplici, va trebui să reevaluezi cel puțin lunar. Așa că, cu cea mai mare căldură vă sugerez să vă evaluați copiii mai întâi din cursul gratuit, apoi să faceți evaluările la specialiștii de care v-am zis și apoi să lucrați structurat minim 2 ore pe zi cu copilul vostru. Este imposibil copilul să nu progreseze dacă se întâmplă asta. Dacă dumneavoastră lucrați și sunteți implicați 100%, nu se poate să nu se poată.